Și unde v-ați reconectat cumva? Ne-am reconectat într-o seară, în corporații, după muncă, se iese la timp drinkuri, la un biliard, depinde de dorințe. Și s-a organizat această ieșire chiar la un biliard și el a venit și m-a întrebat dacă vin. Noi eram în departamente diferite și cumva nici nu prea aveam legătură unii cu alții. Adică erau echipe și gășcuțe împărțite. Și mi s-a părut ciudat, foarte ciudat, mi s-a părut că mă întreabă dacă vin. Am simțit că mă place, dar cumva am ales să cred că poate mi se pare. Și în seara aia, când am ieșit, am stat destul de mult de vorbă, dar lucru care mie mi-a rămas cel mai puternic implementat în creieraș este faptul că am râs extraordinar de mult cu el. Pentru că el oricum își dorea foarte tare ca la bătrânețe să facă stand-up. Simțea că are un har în această direcție de a distra oamenii și atunci îmi amintesc foarte bine cât de bine m-am simțit eu, pentru că am râs cu foarte multă poftă la toate prostiile pe care el le scotea pe gură. Ți-a propus să fiți un cuplu apoi? Nu. Nu. Târziu s-a întâmplat asta. Undeva noi ne-am cunoscut prin septembrie și târziu, e mult spus târziu, undeva prin decembrie, spre sfârșitul lui decembrie. La petrecerea de Crăciun am început noi să ne apropiem, să dansăm, să vorbim, dar nimic care ar fi dus neapărat în direcția asta. Și da, la un moment dat relația a început să ia amploare pe WhatsApp. E adevărat că el era într-o relație? Cum v-ați cunoscut? Da, este adevărat. A fost unul dintre motivele pentru care eu am fost foarte reținută, pentru că nu am suportat niciodată ideea asta. Și da, a fost un lucru care pe mine cumva m-a deranjat mult timp, dar nici nu vreau să intru în foarte multe detalii, pentru că a trecut foarte mult timp de atunci și avem în mână o căsnicie de 9 ani de zile cu copil versus o relație de adolescenți de 20 și un pic de ani. Deci... Dar cum ai gestionat cu tine ideea asta? Greu am gestionat, adică eu am așteptat 9 luni de zile ca el să se despartă oficial de fosta lui iubită. M-am despărțit de el de foarte multe ori în perioada asta, bineînțeles. Am suferit foarte mult, suferit în ideea în care am ajuns inclusiv la spital cu fierea care m-a dat pe afară de atâta suferință. Dar la un moment dat, după, nu știu, a doua despărțire, mi-am dat seama că sunt ușor penibilă, pentru că de fiecare dată îi zic gata și după aia îl primesc sau îl cer înapoi și mi s-a părut așa o joacă de așoarecele și pisica și m-am lăsat cumva pradă destinului și am zis ce-o fi, o fi și dacă e să fie ce trebuie bine, dacă nu o să o văd ca pe o experiență din care cu siguranță voi avea ceva de învățat. Adică ți-ai acceptat soarta? Da, fix asta cred că am făcut. Mi-am acceptat soarta și probabil, apropo de ce vorbeam înainte, cred că a fost încă un fel al universului de a-mi spune că nu e bine să judeci. Pentru că da, cumva titlul meu oficial sau neoficial, deși nu vorbim de o căsnicie, era de amantă. Și atunci pentru mine asta era ceva greșit complet. Apoi descoperindu-l ca soție și dând timp înapoi și analizând situația de interimat din acele 9 luni, ei găsit cheia? De ce nu s-a hotărât în cele 9 luni? A, da, dar am înțeles-o de atunci. De ce? Pentru că soțul meu a fost un om atât de bun încât nu a putut suporta ideea că din cauza lui poate să sufere altcineva. Și atunci el cumva a încercat în acele 9 luni de zile să facă tot posibilul să repare cumva o relație care nu mai funcționa, ca în momentul în care el ia decizia finală de a ieși de acolo, să fie convins 100% că nu el este cel care a cauzat suferința și ruperea aia dintr-un motiv extern. Și totuși? Da, totuși la, nu știu, cam jumătate, 6 luni, la un moment dat mi-a trimis un mesaj în care mi-a zis: noi doi vom fi împreună, dar trebuie să mai trecem niște etape. Iar eu am avut atâta încredere în acest om, încât dacă îmi spunea să beau apă dintr-un lac de pe jos, că asta o să ne facă bine, eu aș fi făcut-o. Nu știu să spun de ce, nu știu să explic, a fost mutuală cumva la un moment dat, încrederea noastră unul în celălalt a devenit principala cărămidă a relației noastre. Și atunci, în momentul în care am primit acel mesaj de la el, pur și simplu nici nu i-am răspuns, am pus telefonul jos și am simțit că așa o să fie și am știut că așa o să fie.